Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioase Părinte Stareți, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Domnule Primar, Domnule Comandant al Jandarmeriei, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cuvântul de învățătură pe care îl rostesc astăzi la Mănăstirea Mărturisitorilor de la Gherla, îl intitulez așa: credință mărturisitoare. Era în anul 320 după Hristos. Împărat era Liciniu. O ceată de soldați, 40 la număr, de o bârșie din Capadocia, erau în garnizoana din Sebastia Armeniei. Acolo își desfășurau serviciu militar. Acești soldați erau creștini, iar comandantul lor era un păgân agricola. Încă nu se sfârșiseră prigoanele împotriva creștinilor. Erau isteți, erau viteji și totuși s-a aflat că ei sunt creștini. Au fost sfătuiți în fel și chip ca să renunțe la Domnul Hristos. Și n-au. Și în sfârșit, pe 9 martie, anul 320, seara, era răcoare, era frig, au fost introduși în lacul din Sebastia și lăsat acolo toată noaptea. Unul dintre ei, nesuportând frigul, a renunțat la credință și a ieșit din lac. Și a fost gratulat și dus într-o baie caldă, dar a murit. Ceilalți 39 au rămas în apă, nu s-au lepădat de Hristos. Și paznicul, convertindu-se instantaneu și el a zis, și eu sunt creștin. De ce? Pentru că a văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, 40 de cununi luminoase și așezându-se pe capetele mucenicilor din lac, iar o cunună a rămas suspendată pentru că nu avea pe capul cui se așeza. Și atunci paznicul a intrat în apă și a zis, și eu sunt creștin. Și s-a așezat cununa pe capul lui.
dimineață i-au scos din apă, degerați fiind, i-au chinuit din nou, le-au zdrobit picioarele, i-au aruncat în foc și în felul acesta au mucenicit pentru Domnul Iisus Hristos. Au avut credință mărturisitoare pe care au dovedit-o în 9 martie 320. Slujbele noastre subliniază această credință mărturisitoare a celor 40 de mucenici. Iată, de exemplu, Condacul Sărbătorii ce zice? Toată oștirea lumii lăsându-o, de stăpânul cel din ceruri v-ați lipit, purtătorilor de biruință ai Domnului, sfinților 40 de mucenici, că prin foc și prin apă trecând, fericiților, după vrednicie, ați primit slavă din ceruri și mulțime de cununi. Au fost încununați pe 9 martie anul 320 cei 40 de mucenici care au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în Sevastia Armeniei. De aceea mi-am și început cuvântul de învățătură cu ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Matei în capitolul 10. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el în fața Tatălui meu celui din ceruri. Și oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu de el în fața Tatălui meu celui din ceruri. Veți spune, frățiile voastre, lucrurile acestea s-au petrecut atunci, când credința creștină era prigonită, au fost 10 prigoane nemaipomenite, dar nu astăzi, ba și astăzi, ba și astăzi. Atât în Asia, cât și în Africa, sunt locuri unde creștinii sunt prigoniți, creștinii sunt omorâți. Și astăzi, și astăzi. Acum vom zice, da, dar la noi, din darul lui Dumnezeu, ne putem mărturisi credința. Nu ne pedepsește nimeni pentru că suntem creștini. Este adevărat. Însă lucrarea celui rău subtilă este prezentă și la noi astăzi. Și ca să-L putem mărturisi pe Domnul Iisus Hristos și când e vorba de faptele mici și când este vorba de lucruri importante, trebuie să ne comportăm ca și creștini, așa cum ne învață Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De la cele mici până la cele mari și toți, bunici, părinți și copii, tare ne gândim și ne preocupă faptul că și pe cei mici trebuie să-i creștem în credința în Hristos. Constat. Nu fi foarte obiectivă constatarea mea, dar constat că mai ales liceenii și în parte și studenții participă mai puțin la sfintele slujbe astăzi. Și în modul acesta participând, îl și mărturisim pe Hristos Dumnezeul nostru. Cei 40 de mucenici nu s-au lepădat de numele lor de creștini. Și atunci, părinții, bunicii, cu tact pedagogic, trebuie să-i apropie pe copilașilor de Domnul Iisus Hristos și să-i deprindă să iubească biserica și rugăciunea, să-L mărturisească cu viața lor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Acum întrebarea care se pune este, de ce nu sunt creștinii noștri mărturisitori?
sau unii sunt, dar nu sunt toți. De ce nu sunt? Pentru că e nevoie de jertfelnicie, e nevoie de dăruire. Atunci când e vorba de credință. Și părintele Paisia Ghioritu, cuviosul Paisia Ghioritu, care a murit în 1994 la Sfântul Munte Athos, mulțimilor de credincioși care ajungeau pe la el, le spunea mereu lucrul următor. Zicea, eu i-aș împărți pe oamenii vremurilor noastre în trei categorii. Pe de o parte, elevii și studenții, pe de altă parte, oamenii maturi încadrați în câmpul muncii și pe de altă parte pe noi, pe toți creștinii, care cel puțin formal zicem că am fost botezat în numele Preasfintei Trăimi. Ei constat, zicea Sfântul Paisia Ghioritu, că cei mici, elevii și studenții, ar vrea să ia note mari, fără să învețe prea mult. Oamenii din câmpul muncii ar vrea să câștige mult, fără să muncească prea mult. Iar noi toți creștinii am vrea să ajungem în rai, am vrea să ajungem lângă Domnul Hristos, fără să ne rugăm, fără să mergem la biserică, fără să postim, fără să facem fapte bune de caritate. Ei, toate acestea trei lucruri sunt imposibile. Un copil, ca să se formeze, trebuie să învețe cu hărnicie. Oamenii maturi, ca să câștige cinstit, trebuie să muncească. Iar noi creștinii, toți creștinii, trebuie să ne punem foarte serios problema credinței. Ne rugăm lui Dumnezeu, mergem la biserică, facem fapte bune, că toate acestea dovedesc că avem o credință mărturisitoare. Și lucrul acesta ne învață cei 40 de mucenici care au mers până în capăt cu mărturisirea credinței lor, fiind martirizați pe 9 martie anul 320. Mănăstirea de aici nu face altceva decât să ne grăiască nouă tuturor și despre credința lor, pentru că ei, cei 40 de mucenici, apără această mănăstire. Da, să fie și un memorial pentru cei ce au pătimit, pentru cei ce au fost chinuiți, pentru cei ce au murit în închisoarea din Gherla, în închisoarea din Aiud, și în alte închisori din România în vremea regimului comunist. Cei buni, cei sfinți dintre ei, lucrul acesta ne-l spun că au mers până în capăt cu credința. Credința lor a fost mărturisitoare și ei ne învață și pe noi să avem o credință mărturisitoare. Repet, prin faptele mici, prin faptul că suntem buni, că suntem cuminți, că suntem altruiști, că știm să le facem bine celor din jurul nostru, că știm în casa noastră să ne comportăm frumos, să fie o atmosferă de dragoste, de liniște, de pace. Și dacă ar fi cât mai mulți creștini de genul acesta, exemplul lor ar fi contaminant pentru întreaga societate. Și am zis că lucrul acesta îl învățăm când venim aici, la
mănăstirea mărturisitorilor de la Kerla, ocrotită de cei 40 de mucenici. Cam atât am dorit să vă pun la suflet. Da, atât cât v-am pus la suflet este foarte, foarte important. Noi trebuie să fim creștini mărturisitori. În România nu se cere, nu ni se cere să mărturisim cu viața acum, dar să mărturisim cu moartea, dar să mărturisim cu viața noastră, cu felul nostru de a fi. Lucrul acesta ni se cere. Acum, ultima carte din Sfânta Scriptură, cartea Apocalipsei, ne relatează nouă în capitolul 6 că atunci când Domnul Hristos desfăcea pecete după pecete de pe sulul cel mare în care era cuprinsă toată istoria omenirii, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim următoarele. Când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub jerfelnic sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o. Și strigau cu glas mare și ziceau, până când, Stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe pământ. Și fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veșmânt alb și li s-a spus să stea în tihnă încă puțină vreme până când vor împlini numărul cei ce împreună slujitor cu ei și frața ei lor, cei ce aveau să fie omorâți ca și ei. Aceștia au fost martirii. Mărturisitorii Domnului nostru Iisus Hristos cu viața lor. Și am zis că nouă ni se cere să-L mărturisim și noi cu viața noastră. Nu ni se cere acum să murim, dar să fim foarte buni, lucrul acesta ni se cere. Mărturisim pe Domnul Iisus Hristos prin fapte mici și mari. Iar mănăstirea mărturisitorilor, memorialul de la Kerla, lucrul acesta ne învață pe noi, pe toți. Părintele Stareț, Grigore Protosinghelul, împreună cu cei ce îl înconjoară, fac aici titorie pentru veșnicie, și această ctitorie subliniază jertfa celor care și-au dat viața în condiții grele, în penitenciarul de la Kerla, de la Iud sau din alte locuri. Aceste câteva lucruri am vrut să vi le pun la suflet, iubiți frați și surori. Și încă o dată repet, e mare lucru să-L mărturisim pe Hristos în lumea în care trăim noi. Această lume care are mare, mare nevoie de Hristos. Și închei cu cuvântul cu care am și început. Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri, și cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Amin.